Bine v-am regăsit! Avem de găsit răspunsul la o întrebare care are legătură atât cu fizica, cât și cu geografia. Vedeți aici o hartă a distribuției cantității de apă pe care o aduce ploaia în diferite zone ale planetei noastre. O hartă a ploilor. Cu cât o zonă este mai albastră, cu atât cade mai mult apă în zona respectivă și cu cât este mai deschisă la culoare, mai albă, cade mai puțină apă. Vă rog să observați că zonele de deșert și zonele în care cad puține ploi, chiar dacă sunt suprafețe de ocean, deci acoperite de apă, zonele albe sunt distribuite simetric de o parte și de alta a ecuatorului. Și întrebarea este ce determină această distribuție simetrică a zonelor uscate față de ecuator? Fenomenul despre care vorbim are legătură cu încălzirea neuniformă a suprafeței Pământului, deci cu căldura. Iar căldura poate ajunge de la un corp la altul în trei feluri: prin contact, prin convecție și prin radiație. Prin contact e clar ce înseamnă, iar convecția se produce în fluide, de pildă în gaze sau lichide, și înseamnă formarea unor curenți ascendenți în prima fază, care apoi se împrăștie formând vârtejuri și în acest fel căldura este transportată dintr-o zonă în alta. Deci convecția amestecă fluidul, omogenizând temperatura acestuia. Prin radiație ne vine căldura de la soare. Soarele emite unde electromagnetice, dintre care unele din domeniul infraroșului, vizibilului și ultravioletului. Aceste unde ajung pe Pământ și sunt absorbite, producând încălzirea zonelor pe care cade radiația solară. Iar răspunsul scurt la întrebarea noastră este următorul. De o parte și de alta a ecuatorului apar zone uscate din cauza fenomenului de convecție. Dar ca să găsim răspunsul complet, asta nu e destul, mai trebuie să înțelegem cum apare ploaia. Sunt patru fenomene responsabile de apariția ploii. Primul, umezirea aerului de la sol. Soarele încălzește suprafața Pământului și în același timp produce evaporarea apei cam din tot ceea ce se găsește la suprafața Pământului, din sol, din vegetație, de la suprafața bălților, lacurilor și mărilor. Altfel spus, soarele uscă lucrurile de la suprafața Pământului, dar a usca înseamnă a îndepărta apa, care ajunge în acest fel în aer, sub formă de vapori. Deci aerul devine umed. Al doilea fenomen. Aerul de lângă sol se încălzește. Se încălzește, dar nu direct de la soare. Soarele nu încălzește direct aerul, decât într-o foarte mică măsură. Efectul de încălzire apare prin contactul aerului cu solul, deci avem o încălzire prin contact, pentru că solul a fost încălzit de soare, deci aerul se încălzește indirect, preluând căldură prin contact de la solul încălzit de soare. Al treilea fenomen, convecția. Aerul cald se ridică. Aerul cald are densitate mai mică decât aerul rece, deoarece își mărește volumul prin încălzire, se dilată. Și din această cauză, aerul de deasupra zonelor mai calde începe să se ridice. Și nu uitați că acest aer este și umed. Al patrulea fenomen, aerul cald și umed care se ridică ajunge în zone tot mai reci, deoarece temperatura aerului scade cu altitudinea. Din această cauză, vaporii de apă din acest aer încep să condenseze. Se formează întâi picături foarte mici de apă, ceața, pe care o numim nori, care se mișcă în continuare cu aerul, dar treptat dimensiunile picăturilor cresc, picăturile se fac mai mari și încep să cadă. Și picăturile care încep să cadă întâlnesc picături mici care se lipesc de ele și picăturile încep să se facă tot mai mari și cad tot mai repede, a început ploaia. Pentru a găsi răspunsul la întrebarea noastră, ne mai interesează un fenomen. În locul aerului cald care se ridică, vine aer mai rece din zonele din jur. Acesta este vântul. Acum imaginați-vă că avem un plan perpendicular pe sol și pe ecuator, așa cum vedeți în desen. Zona din jurul ecuatorului este cea mai caldă,
De acolo se ridică aerul cald și umed despre care am vorbit. Din lateral, locul aerului care se ridică este luat de aerul de la nivelul solului, umed și el, sub formă de curenți de aer cu sensul spre ecuator. Pe măsură ce se apropie de ecuator, aerul se încălzește și se ridică. În acest fel se formează două vârtejuri verticale, așa cum vedeți în desen. Avem un fenomen de convecție la scară planetară. Dar aerul cald care se ridică se răcește și vaporii de apă din el condensează, așa că apar ploi în zona ecuatorului și din apropierea acestuia. Când aerul din care au condensat vaporii de apă începe să coboare, el este deja uscat, nu mai conține aproape deloc vapori și mai mult începe să se încălzească deoarece se apropie de sol. Deci nu mai are cum să se producă fenomenul de condensare. Odată pentru că nu prea mai are ce să condenseze și în al doilea rând pentru că acest aer nu se mai răcește, dimpotrivă se încălzește pe măsură ce se apropie de sol. Din această cauză, zonele deasupra cărora aerul coboară, situate simetric de o parte și de alta a ecuatorului, adică zonele curenților descendenți, sunt zone uscate. Ce credeți? Unde sunt aceste zone? Ați ghicit cam la 30 de grade latitudine nordică și sudică. Acolo avem marile deșerturi și zone aride ale planetei. Pe scurt, fenomenul de convecție produce doi curenți de aer circulari cu zonele ascendente deasupra ecuatorului și cu zonele descendente la latitudinile de 30 de grade. Iar zonele deasupra cărora curenții sunt descendenți sunt foarte sărace în precipitații, deoarece aerul care coboară este uscat și se încălzește pe măsură ce se apropie de sol. Sigur că nu avem o simetrie perfectă și de asemenea nu toată suprafața de la aceste latitudini este săracă în ploi, pentru că în afară de curenții de aer și de umiditatea aerului, mai sunt și alți factori care contribuie. De pildă, cantitatea de vegetație din zonă, aria suprafeței acoperită de apă și altele. Dar după cum vedeți pe hartă, simetria este totuși ușor de observat. Se pare că a fost o întrebare grea, am primit foarte puține răspunsuri. Voi respecta regula pe care v-am mai spus-o și anume, deoarece la întrebarea precedentă au fost puține răspunsuri, ceea ce înseamnă probabil că a fost grea, vă propun acum o întrebare ușoară. Un alpinist a coborât versantul unui munte și a ajuns pe platforma din desen, care are în punctul A un cârlig de care se poate prinde o coardă sau o frânghie. După cum vedeți mai departe, trebuie să coboare folosind coarda, nu există altă soluție. Distanța din punctul A până jos este de 200 de metri, dar exact la jumătatea acestei distanțe se găsește o mică platformă pe care alpinistul poate să stea, care are la capăt în punctul B un inel metalic fixat în stâncă, de care se poate din nou prinde o coardă sau o frânghie. Dar problema este că alpinistul nu mai are la el decât o coardă cu lungimea de 150 de metri și un cuțit, nimic altceva, iar coarda, odată legată de cârligul din A, nu mai poate fi desprinsă de la capătul de jos. Adică dacă o folosește să coboare până în B, nu mai poate desprinde de cârlig. Așa că rămân doar 50 de metri de coardă și mai are de coborât 100 de metri. Dar există totuși o metodă de a coborâ pe coardă până jos. Cum trebuie proceda? Asta este întrebarea. Pe săptămâna viitoare.